Nu mai este o noutate faptul că fortificațiile dacice au trecut în supravegherea completă a jandarmilor hunedoreni, odată cu operaționalizarea a trei noi posturi montane. Însă puțin știu că jandarmii montani din zonă, de-a lungul timpului, au participat și la descoperirile arheologice importante din această zonă plină de istorie, lucru extrem de apreciat de specialiștii din domeniu. Încă de acum aproape 10 ani de zile, prezența jandarmeriei române a început să fie mult, mult mai simțită în zonă, iar efectele pozitive, evident că nu au încetat să apară. Pot spune că cu foarte mulți dintre colegii dumneavoastră am avut și clipe foarte frumoase, nu? Ne-am bucurat împreună, de exemplu, de primele descoperiri pe care le-am avut sus la Sarmizegheduza, regia. Unii dintre colegii dumneavoastră au fost chiar printre primii observatori, nu? Ai descoperirilor pe care le făceam în capitala regatului dacic. Ne-am bucurat la fel împreună atunci când vedeam primele semne ale unui turism cultural în adevăratul sens al cuvântului, după cum de foarte multe ori ne-a înghețat sufletul împreună. Nu? La fiecare furtună mai puternică, la fiecare cădere de copaci, vă mulțumesc și atât pentru efortul pe care îl depuneți, pe care l-ați depus până acum, și pentru dăruirea de care ați dat dovadă până prezent și de care sunt convins că veți da dovadă și în continuare. Supravegherea cetăților dacice nu înseamnă că jandarmii montani nu vor îndeplini și alte misiuni. La loc de frunte rămâne salvarea de vieți, fiind sute de astfel de acțiuni în cei 20 de ani de la înființarea posturilor montane, lucru ce a adus jandarmeriei includerea într-o prestigioasă asociație internațională din domeniu. Sunt 20 de ani de când pe culmi zăpezituri pe cărări de munte greu accesibile. În pădări, în păduri sau pe trasee primejdioase, jandarmii montani înfruntă pericole pentru a veni în sprijinul oamenilor aflați în situații dificile. Este solicitant, este obositor, de foarte multe ori periculos. Sunt zeci de ore petrecute în ploaie, vânt sau zăpadă, iar tot efortul acesta are un singur scop, salvează vieții. În decursul anilor au fost salvate sute de vieți. E o muncă pe care nu poți face fără pasiune, optimism și dăruire. Iar grație devotamentului dumneavoastră, rezultatele obținute în cei 20 de ani de la înființarea acestei structuri au fost recunoscute și apreciate de reprezentanții Comisiei Internaționale de Salvare Alpină, care reunește instituții militare și civile din peste 40 de țări, iar viețile pe care le veți salva de acum încolo rămân cea mai de preț răsplată. Județul Hunedoara deține cele mai multe posturi de jandarmerie montană din țară, respectiv 12. Totodată, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, funcționează și singurul detașament montan din România.